Două mustării au fost amplasate în centrul municipiului Târgu Jiu, de unde s-au distribuit gratuit 1000 de căni cu must târgujienilor. Iată că avem ateliere de lucru, avem olari care învață cetățenii și în mod special copiii să olărească, avem războaie de țesut, se realizează covoare tradiționale și lucruri tradiționale în direct pentru cei care vizitează acest târg de toamnă, acest festival al toamnei și așteptăm din moment în moment să începem spectacolul cu tarafuri autentice gorjenești, cu muzica autentică care este atât de apreciată în toată țara. Atmosfera a fost întregită de un taraf tradițional. Târgujenii au dat noroc și au spus că mustul este dulce, iar atmosfera una plăcută. Să fie cu noroc pentru Târgu Jiu, pentru Gorj. Este foarte bun, e natural, original, pentru noi. Cănuța? Pentru noi, cănuța este tradițională a olăritului autohton și, într-adevăr, este ceva tradițional și este pentru noi să ne bucurăm. Să știm să ne aducem aminte despre trecut, despre etnografie și să revenim la cultură, la tradiții și așa mai departe. Binevenite aceste manifestări! Fără discuție, extraordinar, extraordinar. Plăcut, creează ambient și comunicare mai mare între oameni. Tot în cadrul acestor manifestări, copiii au învățat olărit de la maestrii adevărați, iar privitorii au văzut butoaiele de dimensiuni foarte mari și au putut asista la demonstrații realizate de specialiști în realizarea vinului prin tescuire. Municipalitatea a cheltuit pentru acest festival 150.000 de lei.